Patologia genitală feminină este foarte frecventă. În principiu, există două categorii mari de afecțiuni în clipa de față care beneficiază de explorare imagistică de înaltă performanță. Patologia tumorală a colului, a corpului uterin și a ovarelor și patologia reprezentată de endometrioză, care este o boală invalidantă, măcar prin prisma recidivelor multiple. Explorările imagistice folosite în patologia sferei genitale feminine înseamnă ecografie, tomografie computerizată și rezonanță magnetică. Și aș vrea să insistăm pe imagistica prin rezonanță magnetică, pentru că este cea care oferă cele mai multe detalii în clipa de față despre acest tip de patologie. Este o metodă în care pacientul trebuie să fie pregătit digestiv, ceea ce înseamnă curățarea cadrului colic prin regim hidric și administrarea pe ros a unor substanțe care ajută la curățarea acestui segment, și trebuie obligatoriu să avem funcția renală monitorizată prin valorile ureii și creatininei pentru a putea injecta substanța de contrast intravenos. Explorarea în sine, în acest tip de patologie, se face prin administrarea unui gel ecografic intrarectal și intravaginal, 150 ml intrarectal și 50 ml intravaginal, ceea ce determină o vizualizare excelentă a componentelor aparatului genital feminin. Această explorare durează în jur de 25-30 de minute, se efectuează cu pacienta în decubit dorsal, se pun căști pe urechi pentru a diminua zgomotele care apar inerent în aparat și după câteva secvențe fără substanță de contrast, injectăm intravenos substanța de contrast, putând apoi aprecia foarte bine toate componentele aparatului genital feminin. Este esențial diagnosticul adică explorarea pentru diagnostic și pentru alegerea tratamentului optim în funcție de patologia neoplazică sau de tip endometrioză. Sfatul de sănătate al zilei a fost oferit de Arcadia.